Bună ziua, bun găsit la Antena 3, sunt Sabina Iosuf și vă spun că sunt audier la această oră la secția 21 Poliție, după ce un bărbat a fost tăiat cu un cutter pe stradă. Agresorii sunt în continuare liberi și căutați de poliție. Conflictul a pornit într-un autobuz și a continuat pe stradă. Victima este în acest moment la Spitalul Universitar. În direct cu noi, prin telefon, este Florin Vâlnei de la Sindicatul Polițiștilor. Bun găsit, domnule Vâlnei! Sărumile. O situație foarte complicată, un moment în care nervii au cedat la o discuție pornită într-un autobuz, înțelegem, și s-a ajuns la sânge, iată. Nu e o situație foarte complicată, pentru că eu sunt convins că vor fi identificați cât mai curând agresorii. A fost un conflict într-un mijloc de transport. În stație, după coborârea din mijlocul de transport, unul dintre cei doi l-a tăiat, să spun așa, cu un cutter pe o mână pe cel cu care mai înainte se certase. Din ce știu eu, la momentul de față cercetările și identificarea va fi făcută cât mai curând, pentru că s-a făcut și un portret robot cu privire la cele două persoane care l-au agresat pe individul respectiv. Problema se pune din punct de vedere al efectivelor și din punct de vedere al operativității, pentru că la momentul de față știm foarte bine că avem un sistem și destul de complicat și greoi, ne confruntăm cu probleme din punct de vedere salarial, ne confruntăm cu probleme din punct de vedere al dotării și al logisticii, dar cel mai grav este că datorită lipsei de personal nu putem să asigurăm continuitatea așa cum ne-am dorit noi și cum ar fi perfect. Asta nu spun că lucrurile nu merg în direcția bună, pentru că în ultima perioadă de timp s-au mai făcut încadrări și dacă mergem în ritmul actual și încadrările vor fi doar din instituție de învățământ ale Ministerului, încercăm și eu cred că până la sfârșitul 2019 echilibrăm sistemul. Explicați-mă, rog, cât de des sunt astfel de situații? Cât de des vă confruntați cu astfel de situații? Sunt situații și situații, pentru că ce se întâmplă? Într-o societate bulversată și într-o societate tot mai agitată cum trăim noi la momentul de față, vă dați seama că din lipsă de educație, din lipsa unei legislații un pic mai ferme, din nepăsarea unor oameni care desconsideră alte persoane, fiecare încearcă să-și facă dreptate cum vor. Noi trebuie să transmitem un mesaj de echilibru și de pace socială până la urmă, că cei care încalcă legea mai devreme sau mai târziu vor răspunde. Pentru că nu, în România nu trebuie să ne facem dreptate singuri, trebuie să respectăm niște reguli de bun simț și eu spun că dacă oamenii ăștia înțeleg că există poliție și fiecare își face datoria, ar trebui să ne respectăm și noi între noi, mult mai mult. Ce riscă cei care au atacat astăzi în plină stradă? Păi, din primele informații, putem să vorbim de o loviri și alte violențe, nu putem să vorbim de o tentativă de omor. Pentru că individul, unul dintre cei doi, n-a făcut altceva decât să scoată acel cutter să-l taie pe încheietura mâinii, adică în zona ceasului, unde să spunem că putea să poarte un ceas. Acum să vedem ce spune și parchetul, să vedem ce concluzii avem în urma verificărilor preliminare și după identificarea lor să vedem ce au de declarat și suspecții. Cine ajunge, Doamne ferește, într-o astfel de situație? Este atacat pe stradă, în autobuz? Ce trebuie să facă imediat? Păi ce trebuie să facă? Să apere singur, că asta e primul instinct de supraviețuire, să ne apărăm singur și ulterior să punem mâna pe telefon să sunăm la 112. Dacă am trăit într-un stat civilizat și într-o țară ca afară, cum toată lumea își dorește, dar din păcate noi ne dorim să trăim ca afară, dar nu vrem să și respectăm regulile ca afară, eu spun că astfel de cazuri ar fi din ce în ce mai puține, poate aproape spre inexistente. Din punctul meu de vedere și nu doar din punctul meu de vedere, și din punct de vedere statistic, București este capitala cea mai sigură din spațiul Uniunii Europene. Da, Doamne ajută să rămânem un oraș în siguranță, însă vedem că și într-un oraș extrem de sigur, iată, se întâmplă astfel de situații. Mulțumesc foarte mult, Florin Vâlnei. Și eu. Noi mergem mai departe acum.